O fetiță de doar 5 ani, care a mers cu mama ei la un curs de engleză la un mall din Timișoara, a căzut în gol circa 11 metri. Micuța a scăpat ca prin minune, ea fiind internată în acest moment la spitalul de copii. Polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere și efectuează o anchetă. Un prieten al familiei fetiței accidentate, a cărui soție și băiat se aflau cu aceasta în momentul în care s-a petrecut nenorocirea, a povestit pentru tion.ro că micuții așteptau să intre la ora de engleză în momentul în care fetița s-ar fi agățat de balustrada scărilor rulante. Deși a încercat să se țină cât a putut, fetița de doar 5 ani a căzut în gol, circa 11 metri. S-a intervenit prompt, scările rulante au fost oprite, echipajele de intervenție au fost chemate de urgență, iar copilul a fost preluat imediat de o ambulanță SMURD. Medicii susțin că starea fetiței este bună, ea având o fractură de femur. După ce va fi ținută sub supraveghere timp de câteva zile, ea va fi externată.